Și apostolul, ca și o consecință la tot ceea ce s-a întâmplat și la tot ceea ce s-a lucrat în dreptul acestor eroi, vine și spune și dă definiția aceasta, ca o consecință a acestor fapte care le-a cules din trecut, le-a cules din urmă. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Există și o încredere care la un moment dat se poate clătina. Însă aceasta nu-i credința. Credința, spune Apostolul, este o încredere, dar nu orice fel de încredere. Pentru că sunt situații în care tu poți să mizezi pe un anume lucru până la un anumit punct. Iar când vine o criză sau când se face o anumită ofertă sau o propunere, tu poți să cedezi. Și miza pe acel lucru să fie invalidă și să nu mai existe. Dar aceasta nu e credință. Credința este o încredere neclintită. Dacă citim la Matei, la capitolul 13, cu versetul 20, spune acolo despre o categorie de pământ sau despre o clasă de oameni. Și spune că sămânța sau cuvântul căzut în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Sau este acel om care primește credința, care acceptă credința, care își manifestă credința și încrederea în Dumnezeu. Primește cuvântul, îl acceptă, îl crede și are bucuria întâlnirii cu cuvântul și cu credința. Dar spune, n-are rădăcină în el și ține până când? Până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului sau a credinței, se leapă de îndată de cuvânt sau se leapă de îndată de credință. Asta e un fel de credință sporadică, de fapt nu poate fi numită credință. Adevărata definiție a credinței este încrederea neclintită în lucruri pe care le nădăjduim, adică lucruri pe care nu le vedem, nu pe care le vedem. A crede într-un lucru pe care îl vezi, îi palpabil, îi demonstrabil, aceea nu mai este credință. La Romani, sau nădejde, la Romani, capitolul 8, spune Apostolul, și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspirăm noi și așteptăm învierea, adică răscumpărarea ce? A trupului nostru. Sau în altă parte vorbește despre mântuire. Căci în nădejdea aceasta, în speranța aceasta, am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede nu se mai poate nădăjdui? Păi nu se mai poate nădăjdui. Și spune acolo că credința se va sfârși. Când se va sfârși? Când se va împlini așteptarea noastră. Când vom sta față în față cu Mântuitorul, față în față cu Salvatorul. Atunci credința nu mai există. Pentru că îl vedem. Iar ceea ce vedem nu mai poate fi numită credință sau nădejde. Așadar, credința este acea încredere sau acea speranță pe care o ai neclintită, indiferent de situație, indiferent de circumstanțe, indiferent de împrejurări, indiferent de favorurile care ți se pun înainte, indiferent de opțiunile care ți se oferă, indiferent de orice facilități pe care ți se pun la dispoziție și ai beneficiat de ele. Nu. Credința și adevărata credință nu poate să fie compromisă și cumpărată cu nimic. Nu poate fi dată în schimbul la nimic. Aceasta este adevărata credință și nădejde. Iar subiectul acestei credințe este împărăția lui Dumnezeu. Este viața veșnică. Este mântuirea sufletelor noastre. Ei, o credință în această nădejde, în această speranță, o credință în împărăția lui Dumnezeu, în învierea morților, aceasta rămâne de neclintit indiferent în ce situație și împrejurări ai fi pus. Despre Moise se spune că prin credință, printr-o asemenea încredere neclintită în acele lucruri care nu s-au văzut, ce a făcut? Prin credință spune că a părăsit Egiptul
fără să se teamă de mânia împăratului, pentru ce? Pentru că a rămas cum? Neclintit. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Aceasta este credința. Când ai această certitudine, ai această încredere, așa cum s-a dus aici acel exemplu, indiferent că ți se cere viața, mi se cere viața. Este punctul fort, punctul maxim. Mai departe nu se poate merge. Dar în momentul în care ți se cere viața în schimbul adevărului în care crezi, a principiilor pe care le ai, a credinței pe care o susții, atunci culminează. Mai departe nu poți să mergi. Când ai dat totul și chiar viața, nu ai ce să dai mai mult. Te-ai dat pe tine însuți, ți-ai dat viața ta, nu ai ce să dai mai mult. Este punctul fort, este punctul maxim. Și credința este această încredere care nu poate să fie clătinată în lucrurile pe care nu le vezi. În lucrurile pe care nu ți s-au demonstrat, poate. În lucrurile care nu ți sunt palpabile. În lucrurile pe care nu poți să le pipăi. Trăim astăzi un timp și o vreme în care creștinismul, societatea, încearcă să-L demonstreze pe Dumnezeu, încearcă să demonstreze lucrările lui Dumnezeu, încearcă să demonstreze creația, încearcă orice să fie demonstrabil. Trăim o vreme a materialismului în care totul trebuie să fie demonstrat cumva. Asta nu-i credință. Spune în versetul 3. Prin credință ce pricepem? Că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ți se va cere să demonstrezi că există Dumnezeu. Sau să demonstrezi că a făcut cerul și pământul. Aceasta este o nebunie. Și o astfel de provocare nici nu ar trebui să fie acceptată. Pentru că aceasta este cu totul o nebunie. Credință nu înseamnă să demonstrezi. Nu înseamnă să justifici. Credință înseamnă să crezi în ce nu vezi. Aceasta, pentru unii, poate să fie o nebunie. Însă, este singura pârghie prin care noi putem să avem accesul la Dumnezeu. Și este singura pârghie pentru mântuirea noastră. Precum a spus Mântuitorul. Și precum spune Apostolul. În Petru, mi se pare că, 1 Petru, unde spune, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut. Credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Aceasta este adevărata credință pe care ar trebui să clădim viața noastră și în care ar trebui să rămânem. Și Dumnezeu să ne ajute să ne întărim în această credință. Să creștem în această credință. Să ne dezvoltăm în această credință. Astfel încât, chiar dacă am ajunge la punctul forte și maxim, să se ceară însuși viața noastră, să rămânem neclintiți în această nădejde a mântuirii, a vieții veșnice, a învierii și a arătării Marelui nostru Împărat și Domn Salvator, Yeshua HaMashiach din Nazaret. Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să fie temelia pe care se clădim în continuare. Pe această credință au zidit și au clădit cei din trecut, acești eroi care îi avem trecuți aici, pe foaia aceasta și pe pagina Scripturii. Ei au rămas tari în această nădejde și credință. Vedeți că despre unii, o remarcă vreau să mai fac și apoi vom face și încheierea. Despre unii se spune că prin credință s-au vindecat de boli. Prin credință ei au cucerit împărății. Prin credință au devenit bogați. Prin credință au devenit stăpâni. Prin credință au fost viteji în lupte, în războaie. Prin credință s-au extins și s-au dezvoltat. Dar pe de altă parte spune că tot prin credință unii au sărăcit. Prin credință unii au murit. Prin credință la unii sabia a tăiat capul. Prin credință alții nu s-au mai vindecat și au sfârșit. Prin credință au fost dați alții la lei. Prin credință alții au fost batjocoriți, alții au fost furați. La alții li s-au răpit averile și prin credință ei au acceptat această situație. Dumnezeu să ne ajute să putem cântări bine orice lucru atunci când ne aflăm în fața oricărei provocări ca să știm cum avem de a răspunde. Însă baza pe care clădim să fie
credința și nădejdea care o avem în Dumnezeu, în împărăția care o va aduce, în învierea morților. Și desigur că această credință și nădejde în El, precum au spus și frații, nu este o credință și o nădejde moarte. Nu este doar o credință exprimată sentimental. Nu, ci aceasta va acționa conform acestei cărți, acestui cuvânt și acestei Scripturi. Dumnezeu să ne binecuvânteze mai departe cu harul și cu darul acesta al credinței, ca să ne facă parte de a sa minunată și glorioasă împărăție până în veci. Amin.